Invitatul lunii la Palat, la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogușoaia, este Felix Aftene și propunerea lui este constituită din trei cicluri de lucrări. Este vorba despre lucrări post-performance în mediul picturii, care îngheață pe pânză cadre din trei filme pe care el le-a făcut de-a lungul timpului. E vorba despre filmul Apă, Aer, Foc, Pământ, apoi ciclul Taxidermia, din care sunt prezente lucrări cu tematică inspirată din Muzeul de Istorie Naturală de la Iași și al treilea ciclu, care are la bază un performance făcut de Felix Aftene despre marile opere de artă ale omenirii, imediat după ce a terminat facultatea de arte, în care cu propriul lui corp a reiterat mari opere ale culturii universale. Din punctul meu de vedere, cea mai consistentă propunere a acestui demers este cea din ciclul Taxidermia, care cuprinde atât pânze cât și obiect, în care Felix spune în statementul care e prezent de asemenea în expoziție că a încercat să redea această piele conservată, această formă a lumii noastre, fără conținut. De aici această căutare, această frământare și, de ce nu, trebuie să spunem și cu o ușoară tentă socială și de revoltă, cumva pentru a semnala faptul că Muzeul de Istorie Naturală și Muzeul de Artă, aflate în Palatul Culturii la Iași, sunt într-o perpetuă restaurare. Felix Aftene este un artist de mare vizibilitate, prezent la foarte multe manifestări de artă naționale și internaționale. Demersul lui este unul foarte bine conturat.